Bună seara și bine v-am regăsit la Monitor. Sunt Diana Brădean, iar pentru început vă invit să urmăriți câteva dintre titlurile ediției. Surpriză de proporții pe o stradă din centrul Băii Mari. 5 mașini avariate dintr-o singură lovitură. Ce alternative au arădenii de 1 mai dacă vremea va fi urâtă? Mii de turiști sunt așteptați să-și petreacă zilele libere în stațiunea 1 mai. Numai puțin de 6 proiectile bombe de aruncător au fost descoperite pe cel mai mare bulevard din cel mai mare cartier al orașului Reșița. Bombele proiectile de aruncător de calibru 120 de mm au fost găsite de lucrătorii societății cu care se ocupă de reabilitarea rețelei de canalizare. Excavatoristul făcea săpături când la un moment dat a rămas surprins de ce a găsit în cupa excavatorului. Lucrătorii care săpau în cadrul proiectului de reabilitare a rețelei de apă și canalizare au descoperit în cupa excavatorului un proiectil pentru aruncător de calibru 120 de mm, în stare bună de funcționare. Imediat a fost încetat lucrul, s-a izolat zona și oamenii au apelat la 112, solicitând intervenția pompierilor. Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Semenica județului Cara Severin a ridicat proiectilul în vederea neutralizării lui. Acest lucru s-a întâmplat sâmbătă dimineața, luni. Muncitorii au descoperit un proiectil și marți încă trei, toate de același tip și toate în stare de funcționare și conservate foarte bine. A câta bombă este pe ziua de astăzi? A treia. A treia? Da. Și sunt la adâncimi mari băgate? La 2 metri. De sâmbătă am găsit una, luni una, 5 în total până acum. Sunt la adâncimi mari? Între 1,80 și 2,30. Cel mai probabil acestea au rămas neexploatate din cel de-al doilea război mondial, când în zonă au fost bombardamente aviatice și lupte foarte puternice. Pe actualul loc, pe atunci lunga râului Bârzava, cu terenuri mleștinoase și multe bălți, terenul era foarte moale. Bombele aruncate din avion sau de aruncător, în loc să explodeze, s-au înfipt în mâl și mlaștin. Echipa pirotehnică a detașamentului de pompieri Reșița a intervenit pe Bulevardul Republicii numărul 21 pentru asanarea unui număr de 4 bombe de aruncător calibru 120. S-au luat măsuri de siguranță, nu este nicio problemă. Mai intervenim dacă suntem anunțați de către cei de la dispeceratul de situații de urgență. Există vreun pericol de explozie? Nu, deocamdată nu există niciun pericol de explozie, deoarece s-au întrerupt activitatea când s-au aflat asemenea proiectile. Orașul s-a extins în lunga râului Bârzava, a ajuns cartierul Lunga Bârzavei. Asemenea descoperiri au mai fost făcute și când s-a săpat fundația pentru clădirea unui bloc și la extinderea de la complexul Victoria sau în 10 de locuri pe unde s-au săpat canale pentru conductele de gaz, apă sau canal. Surpriză de proporții și pe o stradă din centrul Băii Mari. O grenadă din cel de-al doilea război mondial a fost descoperită de muncitorii care efectuează săpături pentru modernizarea rețelei de apă. Speriați că proiectilul ar putea exploda în orice moment, oamenii și-au întrerupt lucrul, așteptând cu emoție apariția pirotehniștilor. Unde ai găsit-o? Aici, cum am săpat. Băi, nu mi-am dat seama pe ce. După ce am scos-o, i-am dat la domnul inginer și... Nu. Asta e. Grenada se află în stare avansată de degradare, însă pericolul de explozie există, au arătat specialiștii sosiți de urgență la fața locului. Până la sosirea echipei pirotehnice, polițiștii au asigurat zona. A fost solicitat prin serviciul 112 pe strada Enescu, George Enescu din Baia Mare, unde s-a găsit materiale explozibile. Ajuns la fața locului, am constatat că este o grenadă din al doilea război mondial în stare avansată de degradare. Va fi ridicată, transportată și depozitată în vederea distrugerii. Era riscul ca să și explodeze? Dacă... Da, există riscul tot timpul să explodeze. Trebuie cu foarte mare grijă. Nume, prenume și funcție. Capitan Bala Sergiu, fițer specialist pirotehnic. Specialiștii vor detona grenada în poligon departe de ochii curioșilor. Primarul din Miercurea Ciuc și viceprimarul au fost ridicați de DNA. Care sunt motivele procurorilor, ne spune acum Daniel Berar. Bună seara, Daniel! Bună seara, Diana, bună seara, doamnelor și domnilor. Șirul primarilor ridicați de DNA continuă. În această după amiază, primarul cât și viceprimarul din Miercurea Ciuc au fost săltați de procurorii
DNA. Aceștia, cei doi, sunt suspectați de abuz în serviciu. Mai mult, primarul din Miercurea, Ciuc, este suspectat că lună de lună încasa 10.000 de euro ca mită. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Daniel, mulțumim pentru informații. Continuăm cu alte știri. Amintiri dureroase rămân în urma jertfei pentru patrie. Veteranii de război maramureșeni își amintesc de parcă ar fi fost azi iadul de pe front, zbuciumul camarazilor, dar și cea mai frumoasă zi, cea în care au tras cu arma în aer, de bucurie că războiul s-a terminat. Ziua veteranilor de război este marcată anual la 29 aprilie, în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței și suveranității României. Departe de zgomotul de pe front, doar amintirile mai păstrează vie jertfa pentru patrie, când moartea nu alegea, iar tovară și de arme cădeau secerați de gloanțe. La adăpostul păcii, veteranii de război au privit cu mândrie depunerea de coroane pentru colegii lor, al căror sânge a înnobilat pământul patriei eliberate. În Baia Mare, gerbele au fost depuse de autorități la Monumentul Ostașului Român și obeliscul cimitirului comemorativ. De asemenea, au fost depuse flori la cele 64 de plăci comemorative, amenajate în memoria eroilor militari. Veteranii recunosc că războiul este un coșmar care i-a urmărit pas cu pas peste ani. Sfârșitul luptei pentru libertate rămâne însă cea mai plăcută amintire. Titlul de veteran de război a fost recunoscut pentru prima dată la 29 aprilie 1902. Protest astăzi în fața Parlamentului. Cine au fost de data aceasta nemulțumiții, vedeți după rubrica Meteo. Bun găsit! Veștile despre starea vremii nu se schimbă, aceasta continuând și astăzi a se păstra rece în majoritatea regiunilor. Sud-vestul țării a înregistrat temperaturi scăzute, ploi însemnate cantitativ și rafale de vânt ce au depășit 50 de km pe oră. De asemenea, spre seară, precipitațiile vor fi însoțite și de descărcări electrice și izolat chiar grindina. La noapte, cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse însoțite și de descărcări electrice, în special în vestul, centrul, nordul țării și local în restul teritoriului, în special și în zonele de deal și de munte. Atât pentru un moment, în câteva minute revin cu alte detalii despre starea vremii. Angajații serviciilor și transportatorii au protestat astăzi în fața Parlamentului. Ei sunt nemulțumiți de creșterea RCA, dar și de faptul că firmele de asigurări plătesc foarte greu pagubele. Un protest inedit, fără vuvuzele și țipete, dar cu fete frumoase și mesaje explicite. La o astfel de metodă au apelat transportatorii pentru a ajunge mai repede la intima parlamentarilor, cărora li se cere o nouă lege privind plata daunelor în cazul accidentelor rutiere. 80% dintre plățile efectuate în ultimul an de către societățile de asigurări sunt parțiale, deci nu sunt plăți complete, plăți derizorii care nu asigură efectuarea unei reparații corecte, complete, astfel încât mașina să poată circula în siguranță între trafic. Transportatorii cer ca mașinile avariate să fie evaluate în momentul în care intră în servis de către evaluatori independenți pentru mai multă obiectivitate. Mai mult, ei spun că plata daunelor nu se face în termenul legal, iar întârzierile sunt cu sutele de zile. Plata la timp daunelor nu răspund la solicitări, la reconstatări, tot felul de probleme. Opriți lucrările! Ieșiți afară! Vă vor vota sau nu la următoarele alegeri. Transportatorii spun că vor continua protestele dacă solicitările lor nu sunt puse în practică. Problemele legate de asigurarea mașinilor nu au fost în atenție doar în fața Parlamentului, ci și în interiorul lui. Astfel, un proiect care vine să îmbunătățească legislația în domeniu s-a aflat în discuția deputaților români. Despre aceasta și despre alte puncte interesante ale agendei de astăzi ne oferă amănunte deputatul arădean Ștefan Dalca în cadrul rubricii noastre periodice Cronica Parlamentară.
Deputații români iau în discuție îmbunătățirea legislației în zona asigurărilor, acolo unde, în multe cazuri, evaluările părtinitoare ale asiguratorilor dau naștere la conflicte. Un astfel de proiect a fost discutat astăzi în Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților. Situația cu firmele de asigurare, știți care este? Vin cu evaluatorul lor, evaluează pagubele, dăm niște cifre acum, 20 de milioane, iar în serviciu când te duci cu mașina, constați că reparația costă 50 de milioane, asiguratorul refuzând plata acestei sume, se duce la întârziere, blocarea mașinii în serviciu. Ori, prin acest proiect de lege, se vrea constituirea unui corp de experți tehnici care sunt, nu sunt nici ai asiguratorului și nici ai asiguratului, iar în momentul unui accident, el va veni și va face evaluarea și costurile încât să acopere integral, așa cum scrie și în asigurare. Și pe ordinea de zi a plenului au existat puncte interesante. Unul dintre acestea se referă la reglementări în zona sănătății, acolo unde, în numeroase cazuri, spitale care prezintă condiții dezastruoase pentru pacienți continuă să funcționeze, punând în pericol chiar sănătatea celor pe care ar trebui să-i vindece. După autorizarea sanitară de funcționare, spitalele depun cererea de acreditare, iar în maxim 5 ani, neobținerea duce la imposibilitatea încheierii contractului de furnizare servicii medicale cu CAS. Deci dacă nu-și obține acel spital acreditarea, nu mai poate contracta cu Casa de Asigurări de Sănătate oferirea de servicii medicale. De asemenea, un alt proiect discutat astăzi în Parlament a fost cel de introducerea disciplinei educație civică în trunchiul comun din învățământul primar și gimnazial. O propunere la acest proiect se referă la un accent care ar trebui pus în cadrul acestei discipline pe întărirea sentimentelor de patriotism ale elevilor. Un tânăr de 19 ani cu doar 2 luni de experiență la volan a reușit să avarieze 5 autoturisme, dintre care 4 aflate într-o parcare. S-a întâmplat în Reșița, unde șoferul, fără experiență, circula cu viteză mare, după spusele martorilor. Tânărul a lovit cu mașina pe care o conducea pe aleea Calea Caransebeșului 4 autoturisme parcate regulamentar în fața blocului. Din spusele martorilor, se pare că tânărul venea cu viteză dinspre DN58. A pierdut controlul volanului și a luat la rând cele 4 autoturisme, dintre care 2 fiind avariate destul de rău. Tânărul nu a oprit mașina la locul accidentului, ci undeva la 100 de metri distanță, dar s-a întors pe jos la locul nenorocirii, după care i-a căutat pe proprietarii mașinilor avariate, asumându-și accidentul și urmările lui, fiindcă se pare că va avea destul de mult de plătit. O lovi 4 mașini, prima pe a mea, după aia pe aia de acolo și mai una și aia de pe car, de pe remorchier. Nu știți, era biar? Nu știu că eu am venit din oraș și erau lovite. Tot roata acolo. Și în spate. Da, roata, vedeți, axul. E rupt axul la mașină? Eu bănuiesc, nu știu. Uite, tot, brațele. Așa e? Uite, acolo. De Germania. Și numai... Un tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani a pierdut controlul autoturismului și a lovit 4 autovehicule parcate regulamentar pe calea Caransebeșului din municipiul Reșița. Tânărul a fost testat cu aparatul alcool test și s-a constatat că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma accidentului nu a rezultat decât avarierea acestor autovehicule, el fiind sancționat contravenționat. Locuitorii din zonă spun că, de fapt, pe acel tronson al aleii este sens unic de mers dinspre Făgărașului spre DN58, exact invers decât se deplasa tânărul. Poliția va stabili gradul de vinovăție al acestuia. Din fericire, în urma accidentului, nimeni nu a fost rănit. Ghinion pentru arădenii care vor să iasă la ștrand sau iarbă verde la 1 mai. Prognoza meteo se anunță defavorabilă, cu cer înnorat și posibil ploi. Astfel, pentru cele 3 zile de vacanță, arădenii trebuie să treacă la planul B, dacă îl au. Dacă nu, responsabil cu divertismentul în oraș încearcă să le ofere variante. Meteorologii anunță vreme urâtă de 1 mai și în weekendul care urmează la Arad. Asta ar putea să dea peste cap planurile celor care și-au propus să iasă la ștrand sau la pădure în această perioadă. Chiar dacă unii mai curajoși nu se lasă descurajați de vreme, pentru majoritatea vestea este una cât se poate de neplăcută. Ce faceți de 1 mai dacă plouă și va fi urât afară? Vom merge cu cortul, indiferent. Nu contează că plouă? Nu contează. Unde mergeți cu cortul? Nu știu. Undeva acolo, Cladova. Sau acasă. Acasă cum vă petreceți aceste zile libere? Singur sau cu prietenii? Stau acasă. Și acasă? Nu știu, voi la televizor.
Pentru cei care vor să iasă totuși din case, sunt alternative în cele 3 zile de mini-vacanță. Așadar, dacă nu puteți merge la strandul Neptun pentru plajă, o puteți face seara pentru distracție când are loc o petrecere de inaugurare a unui club. Și tot o petrecere de data aceasta cu muzică electronică va avea loc în seara de 2 mai într-un club de pe strada Unirii. În aceeași zi, cu câteva ore mai devreme, amatorii de sport sunt invitați să urmărească la lucru echipa UTA în meciul cu Minerul Motru. Chiar dacă timpul e nefavorabil, s-a dovedit de multe ori că iubirea pentru fotbal și echipa favorită îi poate face pe suporteri să treacă peste aceste amănunte. Meciul pe care UTA îl va disputa în compania Minerului Motru este extrem de important în lupta pentru promovarea Liga a doua, deoarece UTA se află într-un moment delicat. Este în continuare pe primul loc al clasamentului, la 3 puncte de principal urmăritoare, Național Sebiș, și la 5 de locul 3, Mama Mia Becherecu Mic. Însă UTA vine după o înfrângere pe terenul Vulturilor din Lugoj și pentru a relega șirul victorilor are nevoie de sprijinul suport într-un meci care se anunță foarte dificil. Tocmai de aceea, cei care doresc să revadă bătrâna doamna fotbalului românesc Liga a doua sunt așteptați sâmbătă de la ora 18 aici pe Arena Motorul din Aradul Nou pentru a da o mână de ajutor echipei Fanion Aradului într-un meci care poate să întoarcă în favoarea ei cursul acestui campionat. Duminică este rândul culturii să intre în scenă. Dimineața de la ora 11 debutează la Teatrul de Marionete Festivalul de Artă Animației Euromarionete. Spectacolul de deschidere este Cenușăreasa. Sunt multe spectacole aduse din țară, dar sunt spectacole și care vin din Belgia sau chiar din Germania. Iată așadar, paleta de ofertă din partea acestui festival se extinde. Este un festival care este foarte apreciat atât de participanți cât și de publicul spectator și așteptăm ca publicul să răspundă favorabil și în mod numeros la această provocare și această ofertă noastră. În seara de 3 mai, de la ora 19, în sala Ferdinand din Palatul Administrativ, Filarmonica Rădeană vă invită la un recital cameral. În repertoriu se află sonate semnate de mai mulți compozitori, printre care Antonio Vivaldi sau Alessandro Scarlatti. O alternativă potrivită într-un weekend ploios o reprezintă cinematograful. Iar în acest sfârșit de săptămână a rădenilor le este propusă o altă premieră. Este vorba despre filmul Secretele lui Adalin, cu Blake Lively și Harrison Ford în rolurile principale. Iar dacă totuși vă hotărâți să rămâneți în casă, postul nostru de televiziune are pentru această perioadă o ofertă consistentă. Este vorba despre concursul Arad Mobilizează-te, un foarte interesant reportaj de călătorie din China, multe filme artistice și concerte de muzică pop, dar și simfonică. Mii de turiști sunt așteptați să își petreacă zilele libere cu ocazia mini-vacanței de 1 mai în stațiunea bihoreană Băile 1 mai, din imediata vecinătate a Băilor Felix. Cei care preferă stațiunea ce poartă chiar numele zilei muncii vor avea la dispoziție modalități diverse de relaxare. Stațiunea balneoclimaterică Băile 1 mai, o localitate limitrofă Oradei, este preferată în special de pensionarii care nu își pot permite luxul hotelelor de 4 sau 5 stele, dar și de toți cei care în aceste zile libere preferă o oază de iarbă verde, unde pot prăji un mititel și bea o bere. Stațiunea datează din secolul XIII, când denumirea lor era Băile Episcopale, pentru că aici făceau tratamente balneare doar personalități importante, precum episcop sau chiar pașa. Băile 1 mai sunt cunoscute sub această denumire de la mijlocul anilor 70, când în această zonă a fost amenajată o stațiune preponderent pentru clasa muncitoare, însă Băile 1 mai sunt cunoscute, prima testare documentară a Băilor 1 mai este undeva la anul 1249, când a fost cunoscută sub denumirea de Băile Episcopale. În aceste băi s-au tratat de reumatism o serie de lideri ai Bisericii Romano-Catolice, dar și pașa de Oradea din perioada dominației otomane după 1660. Dovezile vechimii stațiunii balneoclimaterice sunt de necontestat. Stațiunea s-a conturat de-a lungul anilor în jurul unui lac termal care a adăpostit 3 specii de viețuitoare pe cale de dispariție și care au dispărut, din păcate, în urma secării lacului din cauza supra-solicitării izvorului termal de pensiunile din zonă.
Turiștii sosiți din toate colțurile țării preferă însă apa termală și tratamentul balnear, care le face bine, și atmosfera existentă în zonele deluroase din preajmă. Deci împreună cu familia ne-am gândit să sărbătorim 1 mai. Muncitoresc, dacă pot să spun așa. În stațiunea 1 mai am optat prima dată pentru Felix, dar am înțeles că nu a fost un contract încheiat între Casa Pensiilor și stațiunea Felix și atunci am optat pentru 1 mai. Când venim la o stațiune dacă are termale, facem cum facem și ape termale, că de-aia am venit. Ne și imprimăm aer curat, facem și tratamentul, adică toate procedurile astea care le dă. Am cu rehume, mă doare și aici și acolo și aici puțin mă vindecă. No. Stațiunea e bună, nu am și subiectez cu mâncarea. Băile, 1 mai, de 1 mai vorbim. Eu din 1 mai. Am spus că vin din 73. Aici am venit anul ăsta, prima dată. Nu mă deranjează tratamentul, sunt foarte atenți, medicii la fel. Singura chestie, mâncarea nu mă deranjează. Sunt atenți și cu mâncarea, dar cu apa. Dacă vrei să te duci, faci o comparație la bazinul care e deschis după amiază, îți ia 7 lei. După corp, îți dai seama, e temperatura aptei. Cum la bazinul cu plată poate da temperatură normală și la bazinul ăsta nu. Hotelierii spun că cele mai multe locuri sunt ocupate tocmai pentru că mulți preferă stațiunea de 1 mai. De-a lungul anilor, stațiunea a găzduit sute de mii de turiști, oferindu-le mai mult decât băi termale. Anul acesta însă două din strandurile stațiunii sunt încă în curs de pregătire, majoritatea turiștilor făcând baie în piscinele sau bazinele hotelurilor. Premierul Victor Ponta cere anchetă de amploare prin care să verifice dacă prețurile alimentelor sunt crescute forțat de comercianți înainte de scăderea TVA din luna iunie. Controlele vor fi făcute de Consiliul Concurenței și Protecția Consumatorului. Îl rog pe ministrul Agriculturii și de asemenea să transmit rugămintea către președintele Consiliului Concurenței și șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, să începeți deja să verificați dacă ceea ce a apărut în presă e adevărat. Dacă hipermarketuri, dacă comercianți profită de cea mai bună măsură pe care puteam să o luăm vreodată pentru agricultură și pentru consumatorii din România, reducerea TVA, pentru a-și mări prețurile acum ca să rămână după aceea cu ele la nivelul pe care și-l doresc, pentru a vedea dacă sunt înțelegeri necompetitive și vreau să, în primul rând, să verificăm dacă e adevărat, în al doilea rând să propuneți soluții legale și normale în Uniunea Europeană. Avertisment de la medici. Carnea procesată și cea roșie ne omoară, arată un studiu recent. Mai exact, la un consum zilnic de numai 100 de grame de carne, cârnați sau mezeluri, pierdem 9 luni din viață. Un studiu realizat pe 75.000 de persoane arată că dacă mâncați zilnic o astfel de cantitate de carne procesată, adică 300 de grame, vă scurtați viața cu 2 ani de zile. O realitate pe care mulți români o cunosc, însă puțini ar renunța la mâncarea favorită pentru a trăi mai mult. Tot acolo ajungem. Asta e concluzia dumneavoastră? Păi da. Orice am face, că e la 60, că e la 80, tot acolo ajungem. Deci e ok, e în regulă. Ne uităm ce să facem. Trebuie să mâncăm ceva. Aș prefera să nu. Acum mă uitam să văd ce ingrediente are. Ce? Nu prea. Ce faceți? Alegeți carne roșie, carne de pasăre? Care e de obicei pe meniu? Sau e variat? Cum? Nu mai am încredere în carnea de pasăre. Nu prea mai cumpăr. De ce? De fapt nici. Dar trebuie să mănânc ceva. Consumul regulat de carne roșie procesată are și alte efecte grave, avertizează specialiștii. Marea nenorocire este că dă cancer, nu că nu mai scurtează viața, în loc să trăiești 120 de ani, trăiești numai 110. Dă cancer, la cancer câțiva ani, un an, doi, jumătate, nu știu, depinde de cancer, omul se duce, aia e nenorocirea. Specialiștii recomandă înlocuirea cărnii în meniul zilnic cu legume, cereale și fructe. Paradox pe piața IT. Chiar dacă fabricăm pe bandă rulantă specialiști în acest domeniu, firmele autohtone de profil se plâng că nu au pe cine să angajeze. Reprezentanții departamentelor de surse umane spun că e tot mai greu să găsească un programator bun care să știe meserie și care să nu aibă pretenții financiare exagerate.
În ultima perioadă, procesul de recrutare și angajare a devenit o misiune extrem de dificilă pentru firmele IT. Asta pentru că majoritatea celor care caută un job nu au calificarea necesară. Atrași de salariile generoase, mulți tineri fără experiență în domeniu se visează informaticieni, așa că nu evită să își trimită CV-ul de fiecare dată când un post de programator este pus la bătaie. Aproximativ 50 din ăstea am reținut pentru a fi chemați la interviu 5 sau 6. De ce atât de puțin? Păi, cred că mulți aplică la joburi ca să se afle în treabă, cum sunt mulți care se duc la școală că-i trimit părinții. Să aplici la un job de IT, ca și cu background de consultant vestimentar, mi se pare o glumă. Specialiștii în resurse umane spun că doar o treime dintre absolvenții de informatică sunt cu adevărat specializați în domeniu. Vreo 30% cred că pot candida pentru zona de proiecte de tip research aplicativ sau, deci, care vor să învețe mai mult decât să-și câștige pâinea prin cod de IT. În aceste condiții, firmele românești de IT aleg să ia studenți încă de pe băncile școlii pentru a învăța meserie, doar că nu întotdeauna tinerii își continuă activitatea în societatea respectivă. Cei mai mulți aleg fie să plece în străinătate, fie să lucreze pentru companii de outsourcing, unde pe termen scurt salariile sunt mult mai atractive. Aceste firme angajează un număr mare de specialiști, care și ei sunt limitați la absolvenții dintr-un an, dar pentru cei care încearcă să crească pe propriile picioare și să se adreseze pieței interne, lucrurile sunt mai ușoare. Cei mai căutați sunt programatorii cu minim 2-3 ani de experiență. Primăvara nu aduce doar vreme bună, ci și primele pericole, printre ele temutele căpușe, a căror mușcătură poate provoca grave probleme de sănătate. Paraziții au însă de acum un inamic la îndemână. Dacă vreți să vă bucurați în liniște de excursiile în aer liber, din rucsac nu trebuie să vă lipsească o pereche de croșete speciale, pe care le găsiți în comerț, costă puțin peste 10 lei și nu trebuie să vă întrerupeți distracția pentru o vizită urgentă la medic. În sezonul cald, ieșirile la iarbă verde sunt preferatele românilor, dar chiar în iarbă pândesc și pericolele. Cum vine primăvara, numărul persoanelor sau animalelor mușcate de insecte se înmulțește semnificativ. Poate cele mai periculoase sunt căpușele, care sunt greu de îndepărtate de pe piele și pot transmite boli grave. Nu recomand ca să se folosească diverse pensete sau diverse ustensile care pot turti corpul căpușei, pentru că în momentul când turtim corpul căpușei, aceasta va regurgita saliva. Împreună cu saliva există riscul să regurgiteze și diferiți agenți patogeni. Dacă sunteți departe de un cabinet medical, există totuși niște croșete care se găsesc în comerț. Medicii le recomandă, deoarece ele nu comprimă abdomenul căpușei, iar astfel riscul transmiterii unei boli se diminuează. O fixați, după care efectuați 2-3 răsuciri. În momentul când se desprinde căpușa, va rămâne în croșetă. Deși puțin știu asta, croșetele sunt utile atât în cazul animalelor, cât și în al oamenilor și costă doar 12 lei. Este riscul să-i rupi rostrumul sau capul căpușei să rămână implantat în piele. Super! Eu am scos una cu patentul și ieșea destul de greu. Și așa mi se pare mult mai ușor și mai eficient. Orice iubitor de natură, când iese la pădure cu câinele, cu copiii, cu familia, este foarte bine în bordul mașinii sau în portofel sau să aibă un asemenea dispozitiv. Specialiștii recomandă să nu omorâți căpușa înainte de a o scoate, iar dacă nu sunteți sigur că ați extras-o corect, trebuie să vă prezentați totuși la un medic. Se poate utiliza la orice specie de animal, chiar dacă este câine, pisică, cal sau te mai mirce, inclusiv chiar la oameni. Dacă este o căpușă de dimensiuni foarte mici, capul de multe ori s-ar putea să nu îl vedem în piele. Nu toate căpușele transmit boli, însă în unele cazuri insectele reprezintă principala sursă de infectare cu boala Lyme sau chiar cu un caz sau cu un tip particular de meningoencefalită. Strănut, mâncărime, usturime și ochi roșii sunt primele semne care apar primăvara și care arată prezența unei stări alergice. Când natura reînvie la viață și sunt multe motive de bucurie, pentru alergici apare disconfortul atunci când petrec timp în aer liber.
La ora actuală, circa 30-40% din populația globală suferă de câte o formă de alergie. Fie că este vorba de alergiile de sezon, de cele alimentare sau la praf, cel mai important este să fie consultat medicul specialist din timp, pentru că dacă o alergie nu este prevenită din timp, se poate ajunge chiar la boală cronică. Chiar dacă alergia poate lua diverse forme de manifestare, una dintre cele mai regăsite în această perioadă este alergia de primăvară. Cele mai frecvente sunt alergiile provocate de polen, care debutează la începutul lunii martie și se sfârșesc în iunie. Dintre semnele alergiilor de primăvară, alergiilor în general, reamintim strănutul, rinoreia, nasul înfundat, ochii roșii și înlăcrimați, gâtul inflamat, congestia mucoaselor nazale superioare poate să ducă la infecții locale, cum ar fi sinuzite, rinite, bronșite. Pentru persoanele sensibile, cu predispoziție, sezonul de primăvară poate să se încheie cu o criză acută de astm. O altă formă se manifestă din cauza gazonului, fânului, secarei sau porumbului și alergia de la sfârșitul verii care apare de la polenul erbaceelor. Iarba și pomii eliberează polenul în aer, iar acesta este împrăștiat de vânt. Eu nu, dar copilul da. Și cum se manifestă? Nervului ies așa pe față. Atât? Altă formă de alergie alimentară sau așa nu există? Nu avem treabă, nu avem probleme. Nu, nu. Nu are nicio formă de alergie? Nu are, nu. Nici alimentară? Nici. Da, sigur. De ce anume? Alimentare. Și cum vă descurcați? Faceți un regim special? Da. La care aliment este alergie? Gluten. Și ce-i? Cu ce locuiți? Păi cumpăr speciale, deci fără gluten. Deci tot ce se poate pentru regimul lui. Alergiile de primăvară nu le afectează? Și alea, da. Da. Mi s-a spus că la praful de casă. Și cum încercați să combateți? Nu are simptome și ar putea să facă. Nici alergiile de primăvară nu afectează? Nu. Alergiile de primăvară la copii încep să se manifeste odată ce aceștia încep să petreacă tot mai mult timp în mediul exterior. Astfel, disconfortul produs de polenul care se ridică în aer, praful sau iarba care afectează căile respiratorii, îi afectează în special pe tineri. În primul rând, pentru a evita apariția alergiilor, trebuie să identificăm cauza apariției acesteia și să evităm contactul cu factorul determinant. O putem realiza prin anumite teste cutanate sau niște timbre patch test. Următorul pas în tratament, medicul recomandă medicație antihistaminică sau poate să prescrie un tratament specific identificat pentru tipul de alergen. Studiile arată că o majoritate de 30% a populației suferă de cel puțin o formă de alergie. Se apropie perioada banchetelor, iar tinerele domnișoare care vor să facă senzație la festivitățile de absolvire își caută deja ținutele de gală. Designerii au pregătit câteva colecții speciale pe care le-au prezentat la mai multe evenimente de modă. În acest an, spun specialiștii, se poartă rochiile lungi în culori puternice. Este anul rochilor lungi și drepte, stilate și elegante, obligatoriu în culori pasionale. Specialiștii spun că astfel de ținută scot în evidență formele feminine. Să poarte ceea ce le place, să poarte scarlet, bineînțeles, și să poarte colorat, ceea ce noi le sugerăm foarte mult prin această colecție semnată Rose. Domnișoarele nu ar trebui să uite nici de galben. Este culoarea vedetă a acestei primăveri și se potrivește de minune pentru o roche de banchet.
Nici locul nu este complet fără o coafură și un machiaj pe măsura ținutei. Hairstyliștii recomandă ceva simplu și elegant care să se potrivească rochei. Cel mai mult cocurile, buclele lejere, din câte știu, să fie cât mai elegante, să le reprezinte în primul rând. Pentru că orice coafură, atâta timp cât te reprezintă și îți dă încredere în tine, e o coafură pentru tine. Nici machiajul nu trebuie să fie unul intens, ci mai degrabă să dea un aer de eleganță. Tonuri de auriu și maro, depinde și de forma feței, de tonurile pielii, de multe alte chestii de genul. Machiajul ăsta este mult mai natural, deoarece trebuie să scoată în evidență ținutele, dar totuși mi-am scos și trăsăturile foarte frumos în evidență. Dacă visați la ceva mai special, atunci alegeți o ținută în culori deschise, precum cremul sau albul, care au fost întotdeauna asociate cu tinerețea și inocența. Să vedem acum care este prognoza meteo pentru ziua de mâine. În Oltenia, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar izolat ziua vor fi posibile ploi și averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 20 de grade, iar minimele între 4 și 9 grade. În Muntenia, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, însă valorile termice diurne vor fi în continuare sub mediile caracteristice perioadei. Cerul va fi variabil cu norări temporare ziua, când izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în estul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 19 grade, iar cele minime între 6 și 10 grade. În Dobrogea, cerul va fi variabil cu norări trecătoare. Izolat vor fi condiții pentru averse slabe și vântul va sufla moderat cu intensificări temporare în timpul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 18 grade, iar cele minime între 8 și 11 grade. În Moldova, cerul va fi variabil la noros. Izolat va ploua slab și vântul va sufla slab la moderat, dar va prezenta și intensificări locale în cursul zilei. Izolat spre dimineață se va semnala ceață. Temperaturile maxime în scădere față de ziua precedentă se vor situa între 14 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 9 grade. În centrul țării, cerul va fi variabil, temporar noros și pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe, ce vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla slab la moderat. Valorile maxime se vor încadra între 14 și 19 grade, iar cele minime între 4 și 8 grade. În Maramureș, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și seara, când izolat vor fi condiții de ploi cu caracter de aversă. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 19 grade, iar cele minime între 4 și 8 grade. În vestul țării, valorile termice vor fi în creștere. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab la moderat. Maximele termice vor fi cuprinse între 15 și 19 grade, iar minimele între 4 și 9 grade. Aflați în câteva minute care va fi situația vremii în zilele următoare. Pentru rușii din clasa de mijloc, Bulgaria a devenit deja un loc preferat pentru achiziționarea unei a doua locuințe, iar acest lucru nu mai este un secret. Însă rușii au devenit cei mai mari cumpărători extracomunitari de active imobiliare din Ungaria, fiind interesați mai ales de proprietăți rezidențiale. În Ungaria au fost vândute anul trecut 1815 proprietăți non-agricole către investitori străini. Rușii au reprezentat cel mai mare grup de cumpărători în număr de 612. Investitorii chinezi în număr de 403 s-au plasat pe poziția secundă. Aproximativ 236 de ruși și 355 de chinezi au achiziționat proprietăți în Budapesta. În Bulgaria, aproximativ 400.000 de ruși dețin proprietăți. Tot mai mulți cetățeni din Rusia se mută aici pentru a locui pe tot parcursul anului. Un avantaj pentru ei este că, primind ușor cetățenie bulgară, pot călători mai ușor în interiorul Uniunii Europene. Bulgaria este piața imobiliară favorită a oficialilor de stat din Rusia, conform Nonivide.
Pentru cei mai notabili proprietari de locuințe din Bulgaria se află ministrul adjunct de finanțe al Rusiei, Alexei Moisev, care deține 2 apartamente și 50% dintr-un al treilea. În stațiunea litorală bulgărească Pomorie, numărul de locuitori a crescut cu jumătate ca urmare a fluxului constant de ruși care achiziționează apartamente la malul mării. Potrivit The New York Times, cumpărătorii britanici care au contribuit la formarea bulei imobiliare din Bulgaria între anii 2000-2008, au dispărut în mare parte după acest an, fiind înlocuiți de ruși. După ruși, cei mai mulți cumpărători străini de locuințe din Bulgaria vin din Germania, Franța, Olanda, Belgia, Ucraina, țări scandinave, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și Africa de Sud. Cumpărătorii străini reprezintă aproximativ 10% din piața rezidențială bulgară. Aceștia tind să fie atrași de coasta Mării Negre, în special de orașele Verna și Burgas, cât și de stațiunile montane, cum ar fi Pamovoro și Boroves. ONU va acorda un ajutor în valoare de 15 milioane de dolari Nepalului, afectat sâmbătă de un cutremur puternic care a provocat, potrivit ultimului bilanț, moartea a peste 5.000 de persoane. Ajutorul va fi direcționat către organizațiile care depun eforturi în vederea ameliorării situației persoanelor care au suferit în urma cutremurului prin asigurarea acestora cu medicamente, hrană și apă. Bilanțul cutremurelor și avalanșelor produse în Nepal a depășit 5.000 de morți, iar peste 11.000 de oameni au fost răniți, au anunțat marți autoritățile locale. Potrivit ONU, 8 milioane de persoane au fost afectate de cutremurul din Nepal, iar 1,4 milioane au nevoie de alimente. Nepalul are aproximativ 28 de milioane de locuitori. Lipsesc apa, alimentele și electricitatea și există temeri că ar putea izbucni unele epidemii. Potrivit estimărilor inițiale și pe baza ultimei hărți cu intensitatea cutremurului, au fost afectate 8 milioane de persoane din 39 de districte, dintre care 2 milioane de persoane trăiesc în 11 districte puternic afectate, arată cel mai recent raport al biroului coordonatorului rezident ONU. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade care s-a produs sâmbătă în Nepal a distrus numeroase clădiri în Kathmandu și a afectat zonele rurale din regiune. Guvernul nepalez a decretat 3 zile de doliu marți pentru cele peste 5.000 de persoane care au murit în urma cutremurului. Numărul imigranților Uniunii Europene, majoritatea din România și Bulgaria, despre care se crede că cerșesc în Suedia, s-a dublat față de anul trecut. Acesta a ajuns la aproximativ 4.000 de persoane, după cum sugerează un nou sondaj. Potrivit unui sondaj realizat de radioteleviziunea suedeză, în Suedia se aflau între 3.400 și 4.100 de astfel de persoane după Paști. Un studiu realizat în urmă cu un an estima numărul lor la 800 până la 2.000. Dintre cele 290 de municipalități din Suedia, 241 au răspuns chestionarului trimis de radioteleviziunea suedeză, ceea ce sugerează că numărul estimat al imigranților ar putea fi chiar mai mare. Martin Vlasmir, coordonatorul programului pentru persoane vulnerabile din cadrul Uniunii Europene, a declarat că datele par corecte potrivit experienței sale. El a petrecut ultimele săptămâni întâlnindu-se cu reprezentanți ai municipalităților și organizațiilor umanitare din țară în cadrul eforturilor de a coordona mai bine cooperarea între diverse grupuri care oferă ajutor și asistență imigranților europeni săraci. Studiul sugerează că există cerșetori în cel puțin 40 de municipalități unde în urmă cu un an nu existau imigranți români sau bulgari, inclusiv în nordul țării. Viziunea Suediei pe termen lung este să reducă numărul cerșetorilor care se îndreaptă către nordul țării și să le ofere asistență celor care au ajuns deja acolo. Cerșetorii nu pot menține același nivel de trai cu cei care sunt rezidenți în Suedia, dar ar trebui să încercăm să folosim resursele pe care le avem aici pentru a-i ajuta cât se poate de mult, declară Valsor pentru The Local la începutul anului. Majoritatea cerșetorilor sunt membri ai comunității rome și au ajuns ca turiști în conformitate cu dreptul la libertate de mișcare. Mulți trăiesc în corturi sau rulote și își câștigă existența cerșind bani în fața magazinelor și stațiilor de metrou. Suedia și România a declarat că vor coopera în vederea combaterii sărăciei în cadrul comunității rome, în urma unor discuții diplomatice care au avut loc la începutul lui ianuarie în capitala suedeză. Andreea Weiss ne spune acum care va fi evoluția vremii în următoarele 3 zile. Joi vremea se va încălzi în majoritatea regiunilor și se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei în sud-estul și sudul țării, unde izolat va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în regiunile estice, mai ales la începutul intervalului.
Vineri, în regiunile vestice, nordice și centrale, cerul va avea înorări și mai ales după amiaza și noaptea va ploua pe arii relativ extinse. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare, iar ploile se vor semnala pe spații restrânse. Ploile vor fi mai ales sub formă de aversă, iar izolat vor fi însoțite și de descărcări electrice. Sâmbătă vremea se va răci față de intervalul anterior și va deveni în general instabilă. Cerul va avea înorări temporar accentuate și se vor semnala averse, însoțite și de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii extinse în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele montane și local, mai ales după amiaza și seara în restul teritoriului. La munte, vremea se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu unele înorări după amiaza și seara, când izolat vor cădea ploi cu caracter de aversă. Rubrica Meteo se încheie aici. Sunt Andreea Weiss, vă doresc o seară frumoasă. La revedere! În rubrica Sport aflați ultimele noutăți din fotbal, rugby și automobilism. Echipa de fotbal UVVG Arad a debutat la prima ediție a campionatului național universitar de fotbal cu un rezultat de egalitate, scor 1-1, într-un meci disputat cu Universitatea Oradea. Întâlnirea a avut loc pe Arena Motorul din cartierul Aradul Nou. Noul campionat se desfășoară zonal în prima fază, urmând ca echipele câștigătoare din grupe să se califice mai departe în fazele naționale. Din grupa în care evoluează echipele Universității de Vest Vasile Goldiș și Universității Oradea, mai fac parte Universitatea Politehnică Timișoara și Universitatea de Vest din Timișoara. Meciurile se joacă tur-retur, deci astăzi noi suntem gazdă, urmând ca la rândul nostru să participăm la celelalte trei universități și, bineînțeles, se vede că este meciul în desfășurare și, bineînțeles, sperăm să facem performanță și în fotbal, așa cum, de fapt, avem performanță și în basket cu fetele pe care noi le avem. Meciul de la Arad a fost dominat de gazde pe tot parcursul său, însă jucătorii au păcătuit mult la finalizare. Contrar desfășurării partidei, bihorenii au deschis scorul dintr-un penalti transformat de Nikita Marc în minutul 17. Egalarea a venit în minutul 30, printr-un gol înscris de Tiberiu Bir, stabilind și rezultatul final. Și ne bucură că și Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad este prezentă în cadrul acestui campionat, spunem noi, cu fotbaliști foarte buni performeri, spunem, mai ales că fac parte din diverse echipe din județul Arad și nu numai din județul Arad, dar sunt studenți ai Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. În cadrul echipei arădene evoluează mulți dintre cei mai cunoscuți fotbaliști arădeni, aceștia fiind studenți la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Educație Fizică și Sport, iar conducerea universității intenționează să formeze în cel mai scurt timp și o echipă de basket feminin. Anunț pentru prima dată, de altfel, că e posibil să participăm și în cadrul campionatului național de universitar de basket cu o echipă reprezentativă a universității noastre, întrucât din echipa ICIM, Universitatea de Vest Vasile Goldiș ICIM Arad, fac parte 5 studente și pe lângă 5 studente, sigur, mai avem și altele care practică basketul. În următorul meci de fotbal, UVVG Arad va juca în deplasare cu Universitatea de Vest Timișoara. Echipa de rugby CSU Aurel Vlaicu Arad va susține următorul meci din Liga Națională cu un lot întărit. Din această săptămână, antrenorul Marian Grindei are la dispoziție încă 4 tineri jucători. Ei au evoluat până acum la Spartan Oradea, echipă care a jucat în ultimii ani în prima ligă din Ungaria. Următorul joc al arădenilor va avea loc pe terenul grupării Politehnica Iași, formație clasată pe locul 6 cu o victorie și 3 înfrângeri. Meciul va avea loc sâmbătă de la ora 10 în cadrul etapei a 6-a. Tot în aceeași etapă se vor mai juca CSM București, RCM Galați, Rugby Club Bârlad, Bucovina Suceava, CSM Năvodari, Știința Petroșani și CSA Steaua Under 23 București, Stejarul Buzău.
Înfrângerea suferită de UTA pe stadionul din Lugoș reface calculele pentru zona promovabilă din Liga a 3-a Serie a 4. Aflată pe primul loc, cu un fragil avantaj, echipa pregătită de Roland Nagy nu-și mai poate permite să piardă puncte, iar la următorul joc de pe teren propriu cu Minerul Motru, presiunea pusă pe jucătorii arădeni va fi enormă. Chiar dacă se află la doar două puncte distanță de UTA, cei de la Național Sebiș știu că au un meci mai puțin de jucat, astfel că pot evolua fără stres acasă cu FC Hunedoara. Cele mai mari șanse să se apropie de lider le are echipa din Becichere cu Mic, chiar dacă se află la 4 puncte distanță. Un eventual eșec sau semi-eșec suferit de UTA în următoarele 3 partide îi poate pune pe bănățeni în postura de favorit la promovare, mai ales că au meciul decisiv în penultima etapă la Becichere. În următoarea etapă, jucătorii pregătiți de Cosmin Bălu vor avea meci pe pășunea celor de la Filiaș. Programele etapei a 22-a din serie este următorul: vineri de la ora 18, Viitorul Municipal Craiova, Vulturii Lugoj, ACSO Filiaș, Becichere cu Mic și Millennium Jarmata CSI Neu. Sâmbătă de la ora 18, Național Sebiș, FC Hunedoara, UTA Mineru Motru. Meciul Mineru Mehedinți Știința Turceni se încheie 0-3 fără joc. Un număr de 38 de echipaje s-au înscris la ediția din acest an a Raliului Aradului, care contează pentru a doua etapă din Campionatul Național de Raliuri, dar și ca primă etapă în competiția continentală European Rally Trophy. Sunt 12 înscrieri pentru European Rally Trophy, 10 dintre echipaje participând și pentru etapa a doua a campionatului național. Printre participanți se află pilotul arab Rashid Al-Kabi și copilotul Karina Hepperle din Germania. Șeicul din Dubai a câștigat ediția de anul trecut a raliului. Monitorul se oprește aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare la Vest TV Regional. Eu vă spun acum la revedere!